doamnelor și domnilor, sunt Mirabela Istudor și suntem la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. Având în vedere sezonul rece care s-a instalat de curând, în această seară vom vorbi despre patologiile care apar la copii în acest sezon. Dragii mei, în această seară o am alături de mine pe doamna dr. Roxana Radu, medic pediatru. Bună seara! Bună seara, Mirabela! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în această seară. Și eu mulțumesc din suflet. Aș vrea să începem direct prin a discuta despre care sunt cele mai frecvente patologii întâlnite în sezonul rece la copii. Frigul este o schimbare față de anotimpul precedent, care creează un mic dezechilibru în organismul nostru, ceea ce permite virusilor să se instaleze mult mai ușor. Așadar, frecvența bolilor virale pe parcursul iernii este ceva mai mare decât în restul anului. Prin boli virale înțeleg orice fel de infecție care se instalează la nivel respirator în mod special, dar la fel de bine se poate manifesta la nivelul tubului digestiv sau la nivelul pielii. Aici intră banalele rinofaringite cu nasul care curge și plin de muci, la gâtul roșu dureros și tuse aferentă, bronșite, bronșiolite, în cazurile mai grave pneumonii, toate formele de viroze eruptive, de la cele ușoare până la varicelă și chiar rujeolă, în cazul celor nevaccinați sau cu o imunitate scăzută. Și nu în ultimul rând, virozele intestinale, care de multe ori merg mână în mână cu una dintre celelalte manifestări respiratorii sau tegumentare și practic virusul putând să se manifeste la oricare nivel al organismului în funcție de tipologia fiecărui copil, își va găsi un loc mai sensibil unde să se instaleze și să acționeze. Sunt împărțite cumva pe categorii de vârstă aceste patologii? Am observat că s-a creat o oarecare uniformizare, pentru că, deși inițial bolile infectocontagioase erau apanajul copiilor care mergeau în colectivitate, dat fiind că era un mediu total nou, cu expunere largă la mediul înconjurător, pentru că acum și copiii sub 2 ani, care în mod normal stau acasă împreună cu mamele lor, fie au frați mai mari care le aduc diverse bunătățuri de la grădiniță, fie au o libertate de circulație de la locurile de joacă în locuri publice până la oriunde în lumea asta. Și un fenomen interesant este patologia virală dată de călătoria peste graniță, fie într-un sens, fie în celălalt, pentru că pur și simplu fiecare țară are virusii ei. Și la venirea în țară de sărbători, de exemplu, a familiilor care locuiesc în străinătate sau a celor din România care își petrec sărbătorile de iarnă în străinătate, contactul cu un mediu nou poate să producă pe fondul unui organism mai mult sau mai puțin tarat, diverse afecțiuni infecțioase, ele fiind cele mai frecvente. Dar ce ar putea să facă părinții în acest caz? Ar putea să prevină cumva aceste îmbolnăviri? Mă refer aici la copiii care merg peste hotare sau la familiile acelor copii care vin acasă. Pot să limiteze cumva transmiterea patologiei? A existat o perioadă în care epidemia de rujeolă din România a făcut țările vecine să oblige ca la intrarea în țară părinții copiilor să prezinte carnetul de vaccinări atât al lor cât și al copiilor, dorind să-și protejeze ei însuși populația. În momentul în care un copil este în perfectă stare de sănătate și părinții pleacă împreună cu el de acasă, fie într-o direcție, fie în cealaltă, ca orice părinte responsabil și pregătit de drum, orice ar însemna asta, poate să ia în calcul inclusiv varianta unei
întâmplări nefericite de tipul un episod infecțios. Asta însemnând că fie are la el trusa de prim ajutor cu câteva elemente pe care să le poată administra în cazuri extreme, fie să se asigure, în cazul în care nu le are cumpărate sau în gentuță, că are în orice moment la îndemână o sursă medicală sau farmaceutică de unde să se aprovizioneze strict. Mi se întâmplă de multe ori, mai ales vara, înainte când de a pleca în concediu, să vină părinții să-mi ceară o listă de medicamente pe care să le ia la ei. Nu este, cel puțin eu una, nu am o listă standard. Este foarte important locul în care merg, perioada pe care o petrec acolo, unde locuiesc, la ce activități au acces și... Din punctul meu de vedere, trebuie particularizat în fiecare caz în parte. Poți foarte bine să te duci la schi și să ai un accident ortopedic. Deja un antiinflamator te-ar putea ajuta. Poți să răcești sau nu. Ideea este să fii în permanență, asta au de făcut părinții, să fie atenți la tot ceea ce îi înconjoară, pregătiți și... să se bucure de locul în care merg. În niciun caz să nu plece cu ideea că acolo unde se vor duce se vor îmbolnăvi, pentru că gândul are energia lui care se transformă în realitate, fără doar și poate. Vorbeați de trusa medicală pe care părinții ar trebui să o aibă la îndemână. Ce ar trebui să conțină acea trusă medicală? Din punctul meu de vedere, cu cât copilul este mai mic, cu atât este mai importantă existența acestei truse medicale. Pentru că în funcție de vârsta copiilor, unora le poți îmbunătăți starea generală doar din alimentație, din lichidele consumate sau din tehnici de, eu știu, scăderea febrei prin termoliză fizică, fără să fie nevoie de niciun medicament. Până la 5 ani, copiii care fac febră, febra însoțind în cea mai mare parte a cazurilor infecțiile virale, prezintă risc de convulsii. Febra în sine este bună. Coordonată, ținută sub control, ea își face treaba, este cel mai bun antiviral și cel mai bun apărător al organismului, dar copilul până în 5 ani are o sensibilitate mai crescută a creierului vis-a-vis de febră. Și atunci, părinții cunosc cel mai bine temperatura la care se ajunge în cazul în care copilul răcește sau dacă n-a mai răcit niciodată și nu știe cât de mare face febra, să fie pregătit cu antiinflamatoriile cunoscute, să fie bine informat vis-a-vis de dozele pe care trebuie să le administreze în funcție de vârsta și greutatea copilului, de intervalul de timp care trebuie respectat între administrări. Și ce vreau să menționez, chiar să subliniez, este foarte posibil în momentul în care părintele măsoară febra copilului să o prindă în plină creștere. Antitermicul își face efectul la o oră de la administrarea pe ros, adică pe guriță. Antitermicul poate fi administrat pe guriță, prin funduleț sau pe venă. Din momentul administrării până la o oră distanță, chiar dacă părintele i-a dat deja antitermicul, este posibil ca febra să continuă să crească. Ea are o treabă de făcut și își vede de drumul ei. Părintele nu trebuie să intre în panică, să stea liniștit, să cunoască acest detaliu și să nu intervină cu toate antitermicele simultan, pentru că nu face decât să încarce organismul fără a modifica cu nimic parcursul febrei. Dar, la o oră de la administrare, dacă febra n-a scăzut, atunci mai poate să adauge încă unul dintre antitermicele existente. În momentul ăsta sunt trei tipuri de antitermice pentru copiii chiar și sub un an. Acest interval de o oră în zilele noastre, în cazul în care nu știe ce are de făcut, îi va permite să aibă acces sau contact cu un medic,
cu un farmacist, cu un cadru medical. Ideea e să-și păstreze calmul și să fie conștient că în zilele noastre, cu tehnologia existentă, cu faptul că urgențele medicale există non-stop, soluții pentru fiecare copil și caz în parte există. Și chiar dacă se află în vârf de munte, în momentul în care sună la 112, poate fi ghidat prin telefon, fără a fi neapărat nevoie ca ambulanța să se prezinte ce știu eu unde. Acum, de exemplu, au fost zăpezile astea, pe toată lumea au luat prin surprindere, rămâi blocat, te-ai dus la munte să te simți bine și copilul strântește o diaree. Ce faci? Nu știi ce să faci, n-ai la tine nimic, suni ambulanța. Ambulanța te întreabă ce ai la îndemână, ce vârstă are copilul, fă-i un ceai de mentă, răcorește-l cu termoliză fizică, dă-i apă cu înghițituri mici și dese să nu vomite. Strict pe ce are nevoie absolut în ziua de azi în România și în toată Europa asta și cred că în lumea largă există soluții la fiecare situație. Aș merge mai departe și v-aș întreba dacă un părinte găsește copilul în convulsii deja. Bun. Nu a avut contact și nu a reușit să-și dea seama că are febră. Atunci ce soluție mai este? Ce poate să facă? Convulsiile te pot lua prin surprindere pentru că ele se instalează brusc și de obicei durează foarte puțin, deși părinților li se pare o veșnicie. Ideea este că dacă le vor recunoaște, unele sunt extrem de clare printr-o postură a copilului marcantă, până la unele foarte subtile manifestate printr-o privire în gol și o absență totală a prezenței copilului, părintele efectiv trebuie să observe copilul și atât. Să nu încerce să-i dea nimic pe guriță. În momentul acela creierul realizează un blocaj al întregului organism. Singura funcție vitală este respirația și bineînțeles bătăile inimii. Să se asigure că nu se neacă copilul. Fie îl ridică, fie îl ține puțin până când trece criza și își reia ritmul normal de la contracțiile musculare la tonus. Gesturi de genul strâns de deget sau băgat mâna în gură, mai degrabă dacă are ceva în guriță, o bucățică de mâncare sau o jucărie, să se asigure că nu o înghite, mai degrabă îl așează cu fața în jos. Ca să ajungi să faci toate astea, este esențial să-ți păstrezi calmul. Ok, ceva nu-i în regulă. Nu-i în regulă, nu știu ce să fac. Sunt la 112. Deocamdată nu se pot teleporta ambulanțele, dar în viitorul apropiat sunt convinsă că lucrurile astea sunt posibile. Nu folosește la nimic să-și încarce memoria cu imagini sau cu filmulețe despre cum arată convulsiile, ce să faci în caz de. Asta fac cei de la terapie intensivă după ani de zile, zeci de ani de zile de studiu și de muncă. Părintele să-și păstreze calmul și să facă lucrurile de bun simț care îi vin în minte în momentul ăla. Și a cere ajutor de specialitate în astfel de cazuri este salvator. Ați păstrat calmul în astfel de situații, este o realizare. Și este firesc să fii extrem de tulburat. Dacă ești singur, practic ești unica șansă a copilului tău. Sunt două variante. Ți-ai pierdut calmul și el rămâne cu bunul Dumnezeu ce-o fi aia se întâmplă. Dacă sunt ambii părinți sau mai sunt bunici, măcar unul să rămână lucid și să treacă la acțiune. Am întâlnit situații în care părinții s-au blocat și o mătușă a acționat, a luat atitudine, a chemat salvarea sau s-a ocupat de copil. Mama pur și simplu a fugit. Nu este de judecat, dar a fost reacția de bază a unui om extrem de speriat. Îi zice, ce mamă e aia care fuge de lângă copilul ei? Dar
a fost o reacție irațională. Șansa copilului a fost că acea mătușă a fost mult mai prezentă, a luat copilul, tata rămăsese paralizat, se uita ca la un film străin și mătușa și-a asumat inclusiv reacția celor cadrelor medicale care întrebau unde sunt părinții, dar ce ați făcut? Ea a știut că trebuie să-l aducă într-un loc unde să se facă manevrele necesare pentru supraviețuire, restul era cancan, nu mai conta. După aceea toți am înțeles situația, ne-am liniștit și totul s-a terminat cu bine. Revenim la subiect puțin și vreau să vorbim despre mersul în colectivități, că ați amintit mai devreme, atunci când se îmbolnăvește copilul, sau chiar dacă nu e bolnav, cred că există părinți care preferă să țină copilul acasă de teamă că dacă va merge la grădiniță, de exemplu, se va îmbolnăvi. Cât de rațională este această gândire? Ce părere aveți? Ar trebui să procedeze așa sau nu? Cred că partea asta de rațional ține de cât de conștient este părintele de starea de fapt a lucrurilor. Din punctul meu de vedere, copil bolnav este o etichetă. Copil bolnav este la fel cu a spune copil rău sau copil neascultător sau copil năzdrăvan. Sunt etichete generale pe care fiecare în mintea lui le traduce după cum consideră el că înseamnă lucrurile astea. Medical vorbind și din experiența mea, reacțiile organismului unui copil preșcolar la mediul înconjurător sunt reacții absolut fiziologice de adaptare, de întărire a imunității și de dezvoltare a întregului organism al copilului. Cei 7 ani de acasă nu se referă doar la educația pe care o asigură părinții copiilor și la învățămintele pe care le primesc de la aceștia, ci și la educarea întregului organism care se face printre celelalte organisme care ne înconjoară. Din punctul meu de vedere, un copil cu muci nu este un copil bolnav. Un copil care tușește nu este un copil bolnav. Are o afecțiune într-un anumit moment de timp. În mod fiziologic, un copil care intră în colectivitate poate avea până la 10-12 episoade infecțioase, virale, pe an. Asta înseamnă că se poate întâmpla să aibă cel puțin unul pe lună, în sezonul rece, la 2 săptămâni să se repete. În prima fază, virusii sunt cei care încearcă să regleze toată funcționalitatea organismului. Dacă nu este susținut organismul în acest antrenament, pentru că e un antrenament, se dezechilibrează atât de tare încât se suprapun infecțiile bacteriene și lucrurile se pot complica. Ce înseamnă să susții organismul unui copil? Pentru că virusii ne înconjoară. Mediul în care trăim nu este steril. Nici nu am putea supraviețui. Un organism puternic care se antrenează, că practic și când te duci la sală faci febră musculară și îți trebuie apă și îți trebuie nutrienți să-ți crească masa musculară, înseamnă copilul să fie hrănit corespunzător, să aibă parte de o odihnă adecvată și obligatoriu de toată dragostea părinților lui. De cele mai multe ori, afecțiunile și scăderea imunității copiilor se datorează dezechilibrelor care există în armonia dintr-o familie, pornind atât de la obiceiuri alimentare și de activitate de peste zi, până la dezechilibru care există între părinți. Copilul fiind, și o spun cu toată convingerea, prelungirea energetică în primul rând a mamei sale. Cu cât este mai bine mama, mai echilibrată, mai sănătoasă, mai încrezătoare în ea și în capacitățile ei de a-și vedea copilul, de a-și-l auzi, de a-l înțelege, de a avea încredere că ea știe ce este bun pentru copilul ei mai bine decât oricine altcineva, asta ne însemnând că în momentul în care își recunoaște o limită, nu cere un ajutor de specialitate, cu atât copilul este mai bine. De aici și faptul că este greu să spui, da, toți copiii de 2 ani, în luna noiembrie, ziua a treia,
vor avea rinofaringită acută. Cum influențează obiceiurile părinților starea de sănătate a copilului? Copilul în mediul familial este într-un întreg univers. Primul lui contact și locul în care se dezvoltă este casa în care locuiește. Părinții sunt sfinți pentru el, aproape că nici nu percepe restul lumii, decât încet, încet descoperă cât de largă este lumea asta. Și, practic, el se modelează după tipul părinților. La vremuri noi, oameni noi, dar toate vechi și noi toate. În sensul că tehnologia ne-a adus niște avantaje, ar putea spune unii, niște dezavantaje ar putea spune alții. Ca să poți să faci o reprezentare generală, ce aș putea eu să zic este că ce au de respectat părinții sunt niște reguli de bun simț universal valabile. Așa cum ziua e lumină și noaptea e întuneric, oricât am încercat noi să forțăm naturalul, până la urmă, chiar dacă merge o perioadă, lucrurile se dereglează. Ideea este să facem lucrurile firești la timpul potrivit, să luăm cei mai buni din ceea ce ne oferă viața și momentul actual și să nu fie abuzuri de niciun fel. De niciun fel. Nici emoționale, nici alimentare, nici medicamentoase, nici educaționale. Cumva să fii conștient ce poți să ceri unui copil de 2 ani, altceva decât unui copil de 4 ani, altceva decât unui adolescent. Să știi care sunt alimentele potrivite, care este programul de somn, cât poate să ducă el o activitate, pentru că fiecare avem stilul propriu de viață. Dacă eu am un program până după masă la 6, nu am cum să iau cina decât la 7. Poate altcineva vine acasă la ora 3 și poate să mănânce cu familia la 5. Nu ai cum să uniformizezi lucrurile astea. Îmi spunea astăzi o mamă, eu nu fac nicio diferență între copiii mei, îi iubesc la fel de mult. Mama, aici e skepsisul. Trebuie să faceți diferență între cei doi copii, prin simplu fapt că unul e mai mic și unul e mai mare. Ăla mai mic are alte nevoi de somn, de mâncare și alt tip de a se juca. Cel mai mare este complet diferit. Și nu poți să-i ceri unui copil mai mare să înțeleagă copilul mai mic atâta timp cât tu, care e și mai mare, nu poți să-l înțelegi pe cel mic, el nu are nicio vină că e mai mare. El devine responsabil pentru ceva care nu-i problema lui. Eu sunt mai mare că sunt mai mare și, dacă sunt mai mare, de ce s-a transformat asta într-o neșansă? Asta creează conflict între frați. Se ceartă. Cine e pedepsit cel mai mare? Ce se întâmplă? Apar patologiile tipice ale copiilor care nu sunt auziți, facotite. Nu se pot exprima pentru că poate sunt un stil introvertit care nu țipă, plânge sau urlă. Fac faringite. Nu mai vor să înghită la propriu ceea ce li se impune, fac alergii. Și te gândești că de ce? Că nu s-a întâmplat nimic. Și totuși, dacă ești un pic atent, cum e copilul tău? Care sunt nevoile? Cum funcționează el? Care este limba pe care el vorbește? Și inclusiv să-i arăți că cel mic nu vrea să-l necăjească, ci pur și simplu așa știe el să se joace. Am întrebat-o pe fetița de 7 anișori, mai ții minte cum te jucai la 2 ani? Și a zis, nu. Vezi, nici mami nu mai știe cum se juca ea la 7 ani. Și în momentul în care chiar și fetița de 7 ani a conștientizat lucrul ăsta, s-a liniștit, dintr-o dată surioara ei care o enerva, a devenit cel mai cuminte și mai frumos copil din lume și s-a creat acolo o armonie, tusea a dispărut din peisaj, febra a scăzut, febra este un simptom al furiei câteodată, mai ales la copiii care
atât de curați și de puri încât imediat pe ei somatizează foarte tare emoțiile astea. Și cam același lucru se întâmplă și cu copiii de care se lipesc mai mult problemele infecțioase față de alții. Se știe prea bine că 6 minute de furie scad imunitatea pentru 6 ore. Nu știu de ce e 6 și nu 5 cu 5, nici nu contează. Deci dacă un copil se simte nedreptățit și timp de 6 minute el trăiește într-un stres pentru că părintele l-a certat, el în următoarele 6 ore este ca și când l-ai trimite în pielea goală în zăpadă. Pare straniu și greu de dovedit pentru că nu-i palpabil și nu-i demonstrabil. Și poate că nimeni nu ți-a spus asta vreodată, dar dacă ești atent la lucrurile astea, ești mai atent. Niciodată, dar niciodată, copiii nu greșesc și nu sunt de vină. Părinții sunt cei care simt frustrare, frică, furie și alte emoții negative, pentru că neputând să-și traducă limbajul copilului, acționează în consecință cu reacțiile negative pe care le resimt. Țipă la copil, îl ceartă, îl lasă baltă, cum s-a întâmplat atunci. Dar nu e copilul de vină, ci capacitatea este... Nici părintele nu-i de vină. El atât a putut, atât l-a dus pe el, ce l-a dus, capul, sufletul. Nici măcar nu i-a fost foarte conștientă reacția. Cred că e vremea un pic să ne trezim din visul ăsta urât în care ne bălăcim cu toții, să lăsăm puțin generalizarea de pe grupurile unde există așa niște subiecte cu conotații isterice de-a dreptul și unde a intra în discuții interminabile nu face decât să acorde mamelor sau celor implicați în discuții o atenție de care au nevoie din altă parte. Pentru că de obicei când în familie ai cu cine vorbi, ai cu cine discuta, ai cu cine dezbate niște probleme, nu mai simți nevoia să te faci auzit din exterior și să vezi exact cum este copilul tău. În afară de faptul că el ca și copil e unic, că tu ca mamă ești unică, relația mamei cu copilul e unică. Nu are cum ceea ce mi se întâmplă mie în relația mea cu copilul să poată să se suprapună și transpune la nivel general. Că m-am confruntat cu o situație similară, că m-am dus la un specialist pe feliuța respectivă și am cerut o părere, că o cremă a funcționat. Astăzi am avut iarăși o surpriză fantastică, tocmai pentru că există o varietate atât de mare de medicamente, pentru ușurință, cele pe care le-am văzut eu că uzual funcționează mult mai bine, mi-am restrâns lista de recomandări. Astăzi mi s-au demontat toate aceste limite pe care oarecum mi le-am pus. Copiii care s-au prezentat la cabinet, nerăspunzând bine la, să zic, o schemă clasică de tratament, care din ușurință și din obișnuință și din faptul că lucrăm împreună și ne influențăm, circulă în oraș. Zis, ok, oricum în permanență particularizez tratamentul fiecărui copil, dar cu atât mai mult datoria mea este să cunosc tot ceea ce există în momentul ăsta pe piața farmaceutică, în ceea ce privește patologia copilului, și să am cunoștință și despre variantele alternative de tratament care nu sunt de neglijat, de la medicina homeopată, la medicina naturistă, la, evident, toate presărate cu dragoste, atât a mea pentru ei, cât și a părinților pentru copii. Doamna doctor, aș vrea să concluzionăm într-un fel această discuție. Sunteți de părere că părinții ar trebui să nu-și certe niciodată copiii? Da. Și Da. cum să realizeze Da. acest lucru? E foarte greu să înțeleagă că Nu e așa ar trebui. întotdeauna ușor, dar e foarte simplu. E foarte simplu.
Și noi suntem capabili să facem cu ușurință chiar și lucruri grele. Să ne gândim doar în momentul în care s-a născut copilul. Mulți nu știu de unde să-l prindă și să-l cuprindă. Alții au senzația că mai bine ca ei nu știe nimeni ce-i de făcut. Practic, părinții și copiii cresc împreună. Pe fondul iubirii pe care o simți pentru copilul tău, că altfel nu venea în familia pe care și-o ales-o, părinții ar trebui să conștientizeze faptul că, fiind unic, vor învăța împreună cu el să-l cunoască, să se cunoască reciproc. Și tot ce au de făcut este să fie atenți. Copiii sunt atât de simpli, fără a fi proști. Sunt extrem de simpli și îți spun foarte clar ce vor. Și să aibă încredere că, așa cum între 0 și 1 an, când copilul plângea fără să articuleze cuvinte, după tonul plânsului, mama știe când îi e foame, când îi sătul, când a mâncat prea mult, când îi e frig, când se trezește, când trebuie schimbat. La fel de atentă să fie la ceea ce exprimă copilul, sub o formă sau alta. Iar mesajele pe care le transmit copiii pot să fie în funcție de tipul lor de reprezentare. Unii copii au nevoie să audă vorbe frumoase, povești citite seara înainte de culcare, cântece, să audă glasul blând al mamei, să audă, practic, tonalitatea care îți mângâie urechile și simțul auditiv te liniștește. Alți copii au nevoie să vadă, să-și vadă părintele. Ei se joacă cu minți într-un colț al camerei, dar cu coada ochiului să vadă că mama e acolo sau că e cineva cu ei. Alți copii simt nevoia de a fi atinși, îmbrățișați, mângâiați, ținuți în brațe, legănați. E simplu. E simplu? E simplu. Sunt doar trei mari categorii de percepere a mediului înconjurător. Ar mai fi, bineînțeles, mirosul și gustul care se manifestă în momentul mesei, dar pentru că este limitat, e mai greu de generalizat din punctul ăsta de vedere. Și atunci, dacă mama vede că sau aude că o strigă copilul, că îi spune ceva, pentru că ei cu atâta simplitate spun și atât de clar, încât pentru noi poate să pară, începem noi să complicăm în capul nostru, că lor aia le trebuie, joacă-te cu mine, joacă-te cu mine acum. Nu mai țipa. De multe ori de aici apar problemele. Părinții vin acasă, sunt nervoși, au un ton ridicat, iritat, copilul e la el în cameră, dar îi aude. Să-și lase problemele. Cui când pleacă poate să și le ia, dar la intrarea în casă la copil să le acorde măcar câteva minute numai lor. Da, odată ce este înțeles acest lucru, într-adevăr, nu pare greu de realizat. Aș vrea să revenim la bolile de sezon, Ok, totuși, că mai bun. avem puțin din emisiune. Bun. Spuneți-mi, vă rog, care sunt urgențele? Când trebuie să se prezinte părinții cu copiii la urgențe sau când trebuie să meargă la medicul de familie sau efectiv când să îl supravegheze acasă? Înființarea centrelor de permanență este un lucru foarte bun, care are ca scop decongestionarea cozilor și a aglomerației de la sala de UPU, de unitate de primire a urgențelor. În Timișoara existând două, cea de la Spitalul de Copii lui Sturcanu și cea de la Spitalul Bega de pediatrie. Practic, în centrele de permanență, pe parcursul zilei sunt medicii de familie, iar seara, începând cu ora 8 până dimineața la ora 8, aceiași medici de familie care lucrează la diverse cabinete asigură gardă și atunci oricare pacient care practic este în lista medicilor respectivi, dacă are o problemă urgentă, se poate adresa medicului respectiv. Într-adevăr, în centrele de permanență nu se poate asigura terapie intensivă. Terapia intensivă adresându-se cazurilor extreme. Cazuri extreme înseamnă
traume majore, accidente rutiere, accidentări cu fracturi deschise sângerânde, capete sparte. Copiii se accidentează, să zicem, la ora de sport la școală. Sau cad în cap ăștia micii sub un an. Ăla este un motiv pentru care trebuie să te prezinți la unitatea de primire a urgențelor. Odată pentru că de aici ajungi la chirurg, chirurgul pediatru sau ortopedul pediatru, și circuitul, dacă nu este prin medic de familie, se face prin secția de urgență. A doua, copilul sub un an care cade din pat, uneori sub ochii părinților, atât de brusc se rotesc și scar argintul viu încât te trezești că e cules de pe jos. Pe lângă consultul și examenul clinic general, au nevoie de un consult neurologic care să confirme că există sau nu o leziune la nivelul creierului, o examinare radiografică dacă se suspicionează o fractură de craniu și, bineînțeles, o intervenție chirurgicală dacă există o plagă deschisă. De asemenea, când sunt plăci deschise la copiii care au ieșit de sub protecția vaccinului antitetanos, în Timișoara, Spitalul de Copii lui Sturcanu, cu siguranță, la secția de urgență, asigură gratuit vaccinarea antitetanică. Ea este valabilă minim 6 luni pentru orice plagă cu contact, plagă deschisă, cu contact la pământ sau fier ruginit, cu o întindere de până la 6 ani în medie. Teoretic și mai mult, dar practic cam 6 ani vaccinul ăsta asigură protecția. Toate cazurile de insuficiență respiratorie, în care copilul se astupă, îl vezi că efectiv nu intră aer sau nu poate să expire, numai cazul de așteptat. Nu mai vorbesc de cazurile de convulsii sau comă care sunt evidente, dar am avut situații în care mama s-a dus cu copilul la medicul de familie să-i scoată o căpușă. Medicul de familie a zis că trebuie să mergi la urgențe, știind că ăsta este parcursul, pentru că la urgențe, pe lângă extracția căpușei propriu-zise, dacă durează mai mult de 3 zile de când insecta s-a localizat în corpul copilului, s-ar putea să necesite tratament antibiotic. Este o colaborare și cu Spitalul de Boli Infecțioase. Ce a înțeles mama? Că dacă trebuie să meargă la urgențe, e o urgență. Și a chemat ambulanța. Noi n-am înțeles ce ni s-a întâmplat când ambulanța ne-a adus o mamă cu o copilă în ciclu primar pentru o căpușă. Este o resursă care s-a consumat în mod gratuit. Putea să nu se risipească sau putea să meargă la un alt caz. Dar mamei nu i-a fost clar, asta e datoria noastră a medicilor, să ne asigurăm că părintele a înțeles despre ce este vorba. Protocoalele în permanență se ajustează ca și colaborare între specialități, pentru că de multe ori este nevoie și de un alergolog, și de un chirurg, sau de un infecționist, de un dermatolog, de o terapie intensivă, de un neurolog. Cumva noi suntem un mare organism medical. Avem și noi lucrurile care țin de niște instrucțiuni clare pe care trebuie să le dăm și să ne asigurăm că au fost înțelese. Ce are de făcut părintele copilului este să urmeze în tocmai ceea ce noi îi transmitem. Dacă are cea mai mică îndoială că ceva nu merge bine, să se lămurească, să nu plece nelămurit de acolo sau să nu facă după cum crede, ori să sară vreo etapă, ca așa îi se pare, pentru că totul are o logică și este foarte bine gândit. Noi prezentăm un rezumat pe înțelesul părintelui, rezumat care are în spate multă muncă, multă cercetare, multă experiență, mult studiu. Ok, se întâmplă asta, 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 cum facem să fie bine?
Și în momentul în care există colaborarea asta și încrederea reciprocă, pentru că eu pot să îi povestesc o jumătate de oră până mi se usucă gâtul și să-i scriu o rețetă pe 2 pagini și să-i și arăt manevrele, în momentul în care a ieșit pe ușă, responsabilitatea aparține exclusiv. Eu nu mai am niciun control asupra lucrurilor ăstora. Este esențială colaborarea cu medicul de familie, dar care e la datorie în fiecare zi. Și atunci, încă o dată, menționez că pacienții au acoperit în permanență orice nevoie ar apărea din punct de vedere medical. Doamna doctor, când dăm antibiotice copilului? Eu iubesc antibioticele. Mi-am dat seama că iubesc antibioticele. Pentru că date la momentul potrivit, salvează vieți. După cum am spus mai devreme, infecțiile primare cu care se confruntă organismul unui copil sunt infecțiile virale. Cu o atitudine și un tratament de bun simț, adecvate vârstei, stării generale a copilului, lucrurile se rezumă la tratament antiviral, fiind realmente extrem de rare situațiile în care în infecțiile de sezon să fie nevoie de antibiotic. Antibioticele își fac treaba în momentul în care vorbim de operații largi, de infecții foarte mari pe organism tarat la extrem, pe patologii de spital, pentru că practic natura ne oferă de primă intenție tot ce avem nevoie să ne descurcăm noi înșine, fără studii medicale, fără medici toată ziua, noi acasă de bun simț. Antibioticele sunt pentru medici și pentru spital. Ăla e mediul în care sunt cel mai sigur de folosit și dacă are nevoie copilul de antibiotic, practic starea lui generală are nevoie de suport nu doar antiinfecțios. Are nevoie de reechilibrare hidroelectrolitică și metabolică. Adică, pe lângă faptul că tu îi dai un antibiotic, îi rehidratezi corpul care poate a pierdut lichide prin febră și prin vărsături sau prin lipsă de alimentație, pentru că acel antibiotic are nevoie de un vector să ajungă unde are de ajuns. Simplu fapt că un copil este deshidratat îi schimbă greutatea. Schimbându-i greutatea, schimbă dozajul. 2 ori 5 mililitri pe zi, dar un copil sub un an s-ar putea să scadă o jumătate de kilogram în 24 de ore dacă nu mănâncă. Și aia 5 mililitri nu mai sunt valabili. Cu antibioticele nu ne jucăm. Le folosim cei care știm la ce sunt bune, când e cazul. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care trebuie avute în vedere atunci când vine vorba despre antibiotice. Aș vrea să vorbim acum foarte pe scurt despre suplimentele cu vitamine. Când ar trebui părinții să le utilizeze? Pentru copii, bineînțeles. Niciodată. Dar cum niciodată să nu spui niciodată, ideea cu suplimentele nutritive este că ele sunt concepute după chipul și asemănarea naturalului. Practic, toate vitaminele, toate mineralele și toate componentele dintr-un supliment nutritiv este copiat după modelul chimic din natură. Asta însemnând că tot ceea ce ne înconjoară și este comestibil, noi putem folosi la momentul potrivit, în cantitățile potrivite, în așa fel încât să ne asigurăm aportul necesar de vitamine, minerale și, practic, noi pe asta, pe baza asta și funcționăm. Suntem o țară temperată. Cu 4 anotimpuri, așa mă bucur că iarna iarnă și știu că pentru unii zăpada a fost un impediment, dar a curățat extraordinar mediul înconjurător. Atâta timp cât un copil mănâncă hrana adecvată sezonului, adecvată tradiției poporului din care face parte, pentru că degeaba îi dau eu baby banana iarna unui copil din România, când asta e un fruct pentru cei din Africa.
Am avut o mămică care i-a dat copilului de revelion pepene, ca delicatesă. A făcut o alergie de n-a știu ce i se întâmplă, pentru că era un pepene copt pe vapor și pentru că organismul copilului iarna nu are nevoie de pepene. Pepenele este foarte bogat în zaharuri și hidratează, este bun pentru sezonul cald ca să te răcorească. Iarna, mănânci alimente care îți asigură o energie mai mare să te poți încălzi, să lupți cu virusii. Vitamina C se găsește în fructele de iarnă, se găsește în mere, se găsește în prune, se găsește în toate fructele care au fost uscate peste toamnă și consumate ca și concentrate. Și atunci, practic, în momentul în care dai un supliment nutritiv de vitamine, pentru că nu-ți mănâncă copilul sau nu are greutatea nu știu care, ar trebui văzut ce mănâncă el de fapt și conștientizat faptul că este un produs sintetic. Că îi dai un pahar cu alcool, că îi dai să fumeze o țigară, că îi dai un antibiotic când nu are nevoie sau îi dai un supliment nutritiv numai așa, că așa ți se pare ție, pentru că dacă te iau la bani mărunți și la întrebări, s-ar putea nici măcar să nu știi ce conține, este egal. Îi afectează ficatul și îl face pateu ca oricare altul. Deci, clar, ar trebui Nimic. evitate. Poate că au rostul lor în niște deficiențe și niște carențe foarte mari, dar dacă îi dai copilului să mănânce cu bun simț, cum spuneam, nu va fi nevoie de ele. Doamna doctor, timpul emisiunii noastre s-a scurs. Vă mulțumesc Oh! foarte mult că ați fost prezentă. Și eu mulțumesc din suflet. Le urez și eu telespectatorilor sărbători fericite pentru că se apropie cu pași repezi și ne vedem miercurea viitoare la ora 19. La revedere!